În această dimineață s-a deschis cea de-a 7-a ediție a Târgului European al Castelelor. Manifestarea, devenită una tradițională, se desfășoară la Castelul Corvinilor din Hunedoara. Manifestarea a fost deschisă oficial de către primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu, care a subliniat buna colaborare dintre factorii locali și județeni și conducerea castelului pentru realizarea acestui eveniment, prin care se speră la o creștere a numărului de vizitatori de la monumentul medieval de pe Cerna, mai ales după ieșirea din pandemie. Deschidem oficial Târgul Castelelor la Hunedoara. Este o muncă susținută de ani de zile pentru promovarea castelului, făcută în principal de echipa de comunicare, relații și imagine a primăriei Hunedoara. Multă lume s-a întrebat cum de reușim nu doar să păstrăm numărul vizitatorilor, ci să aducem chiar mai mulți vizitatori. Ei bine, în spatele acestei munci de PR se află echipa de comunicare a primăriei și, evident, și ceilalți despre care am spus, instituțiile din județul Hunedoara, și sperăm că odată cu ieșirea din pandemie să mergem încet, dar sigur, să depășim numărul acela de 500.000 de turiști care vizitează Castelul Corvinilor în fiecare an. Mulțumesc de asemenea directorului nostru de la Castelul Corvinilor, doctorul în istorie Sorin Tincu, pentru activitatea depusă nu doar în promovare, ci și în tot ceea ce înseamnă întreținerea și gestionarea castelului de la Hunedoara. Oficialitățile județene prezente la eveniment au reiterat sprijinul lor pentru activitatea de la Castelul Corvinilor, dar și pentru celelalte obiective turistice hunedorene, acestea nefiind deloc puține la număr. Parteneriatul pe care Consiliul Județean Hunedoara îl are cu Primăria Municipiului Hunedoara dă o prioritate la tot ceea ce e mai frumos în județul Hunedoara. Castelul Corvinilor de la Hunedoara este un simbol al județului Hunedoara, pe lângă cetățile dacice, Sarmicezetuza, Regea sau Ulpia Traiana. Sigur, intră în prioritățile Consiliului Județean, iar Direcția Generală de Promovare Turistică a județului Hunedoara are datoria morală, în primul rând, de a face tot ceea ce le stă în putință pentru promovarea a tot ce e mai frumos în județul Hunedoara. Conducerea Castelului Corvinilor din Hunedoara a fost mulțumită de prezența la târg, existând 21 de standuri de prezentare și promovare. Prin astfel de acțiuni, entitățile participante se promovează reciproc, iar acest lucru este benefic pentru cei de la Castelul Corvinilor din Hunedoara, dar și pentru comunitatea locală. Târgul Castelelor, evident, își propune o promovare în comun a cât mai multor entități de același tip, care să se realizeze într-un cadru adecvat, aici la Hunedoara, în cel mai mare ansamblu de arhitectură gotică din țară, ansamblu în care expozanții pot să-și etaleze ceea ce au ei mai bun, pot să-și etaleze imaginea, pot să-și etaleze frumusețea entităților pe care le reprezintă și, de ce nu, curiozități, toate acestea având ca scop atragerea de vizitatori, o atragere de vizitatori care, în opinia noastră, trebuie să se realizeze într-un mod coerent, într-un mod realizat în comun, astfel încât să beneficiem cu toții, atât noi ca monumente, cât și comunitățile, de un număr cât mai ridicat de vizitatori și pentru o perioadă cât mai lungă de timp. Și accentuez acest din urmă aspect, pentru că prezența turistului pentru o perioadă mai lungă de timp într-o zonă mai mică sau mai mare nu poate fi decât una benefică, așa cum am punctat, atât pentru monumente, cât și pentru comunitatea locală. Cei care au vizitat standurile de prezentare de pe platourile husarilor de la Castelul Corvinilor, unde se aflau și producătorii tradiționali hunedoreni, au putut afla informații extrem de interesante despre obiective turistice din județ și din țară. Venim cu obiectivele pe care le administrează Consiliul Județean și nu numai. Este vorba și de cele pe care le prezentăm prin parteneriate, este vorba aici de cetățile dacice. După cum știm cu toții, deja Sarmicezetuza Regea este model de bună practică și este reprezentant la nivel internațional. Județul Hunedoara are monumentele UNESCO, după cum știm cu toții, și trebuie să le punem în valoare. Este un moment
Unic este un târg deja cu tradiție, este un târg unde sunt prezenți toți cei care contează cu adevărat în turismul național. Noi sperăm să-i atragem prin faptul că este unicul turn de apărare restaurat din țara Hațegului, chiar dacă mai există și turnul de la Răchitova, Cetatea Colț și Cetatea Regală a Hațegului, doar Cetatea Mălăiește a avut prilejul și a fost restaurată și le oferă turiștilor cel mai important, o călătorie în trecut, o călătorie în timpurile medievale, pot vedea cum trăiau familiile nobiliare pe perioade scurte de timp într-un turn de refugiu, pot să-și imagineze cu ochii minții cum domnițele culegeau flori de pe dealurile din jurul cetății. Au ce să vadă la cetate, îi așteptăm cu mare drag, le spunem și povestea și istoria cetății. Important e să vină, noi suntem în fiecare an aici și îi invităm la Cetatea Medievală Mălăiești. Pe lângă vizitarea castelului, la castelul Umbran se organizează diverse evenimente publice, cum ar fi concerte pe lac, expoziția mondială de pisici. De asemenea, Castelul Bran se implică și în viața comunității, în organizarea de evenimente care au legătură cu tradiția românească, cum ar fi focul lui Sumedru sau răvășitul oilor. Iar castelul, la castel se pot organiza și evenimente private pentru cei interesați, cum ar fi cinea romantice. Și sunt și foarte mulți americani care vin la Castelul Bran pentru vânătoare de fantome sau pentru ședințe de spiritism. Careutul nostru se laudă și se va lăuda cu toată istoria lui, cu toate tradițiile pe care le are și le păstrează, încearcă să le păstreze cât mai mult, dar în principal astăzi cu castelul familiei Caroi. Cu asta ne lăudăm și asta îl promovăm. Ce oferă castelul familiei Caroi pentru vizitatorii potențial din județul Hunedoara, dar și din alte părți? Pentru vizitatori avem expoziții, avem un muzeu la etaj, avem galerii de artă și rată castelului un parc dendrologic de aproape 10 hectare. Deci este o zi întreagă de promenadă și de cultură. Și pe lângă asta, organizăm destul de des evenimente culturale, așa că cine vine la un sejur de o săptămână, cu siguranță una, două evenimente culturale prinde în castel sau în parc. Cea mai recentă ofertă pentru vizitatori este un festival care se va desfășura săptămâna viitoare, Festivalul Copiilor, pe 4-5 iunie, la care pot participa toți copiii din România. Sunt angrenați în foarte multe ateliere. E tot o întoarcere în timp, cum facem și pentru adulți, dar așa activă, știți, pentru cei mici. Castelul, vă aștept la acest castel, o să vă prezint și interiorul. Este un castel romantic, construit în perioada Belle Époque, cea mai frumoasă perioadă din istoria Europei, să spun. Târgul European al Castelelor continuă și sâmbătă 28 mai, între orele 9 și 17 la Castelul Corvinilor, după care între orele 20 și 22, ca și în această seară de altfel, manifestările se desfășoară pe pietonala Corvin, unde au loc spectacole de animație stradală.